sau la cei care locuiesc în blocuri locative și casele obișnuite simple. De aceea vrem să avem o discuție cât se poate de deschisă, de detaliată pe subiectul dat și să prezentăm care este viziunea noastră pentru următorii ani legat de implementarea acestui program. Dacă, domnule ministru, eu aș propune să încerc dumneavoastră cu un cuvânt general de referitor la unde mergem, la ce etapă suntem și unde mergem la ce privește implementarea politicii de stat, la nivel de stat, în domeniul eficienței energetice, de ce este prioritar să dăm atenție clădirilor publice, clădirilor rezidențiale, și ulterior deja eu am să vin cu o prezentare despre programul de finanțare și produsele de finanțare care permit implementarea programului și ulterior deja o să trecem la acestui de întrebări răspunsător. Da, și două frânduri. Da. Mm-hmm. Eu am mai multe și eu. Da, trebuie ești microfon pentru rezultate. Da? Da. Da. Așa. Uitați-vă, colegi, în primul rând, eu mă bucur că sunt oameni, vineri seara, totuși oamenii au găsit timp și ați găsit de convins să veniți. Acum, dacă e să vorbim despre, prioritățile generale ale Ministerului, dincolo de partea de securitate și de interconexiuni și de cuplarea pieței cu Uniunea Europeană, pe tot ce ține de decarbonizare, principala noastră prioritate ține de eficiență energetică și în special a clădirilor. Acum, de ce? Aici putem vorbi foarte mult. În general, subiectul eficienței energetice a clădirilor este cumva a fost trecut pe nemeritat cu vederea ultimii 30 de ani. Prea puțin am vorbit la tema asta, prea puțin s-a scris, prea puțin s-a intrat în detalii la acest subiect și am ajuns unde am ajuns. Noi discutăm că gazul trebuie și 10 lei sau 13 lei și e și diferență de cât acolo? 20-30%, așa? Dar noi uităm că noi circa 50% din toată energia care ajunge la noi în clădiri o irosăm. Și facturile noi putem să le reducem și al mai tare, nu atât cu tarifele și nu atât din contul populismului tarifar sau din contul cărorva, nu știu, presupus delapidări sau în sectoarele energetice. Cel mai mare potențial de economie la factură cu energie este eficiența energetică. Noi consumăm circa de două ori mai multă energie pentru a întreține un metru pătrat de clădiri, eu asta spun întotdeauna, comparativ cu media actuală a Uniunii Europene. Eu nu vorbesc despre faptul că noi, Uniunea Europeană totuși e de pe loc. Uniunea Europeană tot avansează. Standardele de performanță energetică a clădirilor tot continuă să dezvolte. Dar față de astăzi în Uniunea Europeană, noi suntem cam de două ori mai proști. Asta înseamnă că noi de două ori mai multă energie cheltuim. Și asta înseamnă că noi două ori mai mult plătim. Și noi de aici discutăm cum putem să economisăm un leu, doi la tarife, dar de aici aruncăm 50% de energie pe fereastră, pe ușă, pe păreți, pe poduri, pe unde vreți, și despre asta nu vorbește nimeni. La asta mă refeream eu, că subiectul eficienței energetice, în special a clădirilor, este cumva foarte, foarte, foarte slab prezent în spațiu informațional comparativ cu importanța reală și impactul lui real asupra vieții oamenilor. Pentru a vă da încă o serie de cifre și cu asta mântui partea așa, dacă doriți cumva de ideologică sau de concept, la noi peste 50% din toată energia din țară noi o consumăm în clădiri. Peste 50% din toată energia. Doar circa 20% din energia care o consumăm în Republica Moldova este consumată pentru producerea valorii adăugate. Este consumată în întreprinderi, agricultură, servicii, etc. Circa 50%, peste 50%, asta sunt gospodăriile casnice și încă circa vreo 30%, asta sunt clădirile publice.
și serviciile publice. Respectiv, noi vorbim despre un consum foarte, foarte cumva de dezechilibrat. Dezechilibrat între cei care produc valoare adăugată și cei care consumă valoare adăugată. Și atâta timp cât noi irosim o bună parte din această energie, repet, peste 50% de energie se consumă în clădiri, dintre care circa jumătate se irosește. Asta înseamnă că noi putem să economisim circa o pătrime din tot balansul nostru energetic. Asta e mai mult decât tot ce consumăm noi pe electricitate. Asta e mai mult decât tot consumul nostru de adică e aproximativ echivalent cu tot consumul nostru de lemne, aproximativ echivalent cu aproape tot consumul nostru de gaz. Noi asta tot putem să economisăm ca volum de energie. Acum, de ce este nevoie pentru asta? Pentru ca noi să reușim să facem chestia asta, este nevoie de investiții majore, în primul rând, în construcții. Și de ce îmi place mie domeniul de eficiență energetică a clădirilor? Pentru că el comportă câștiguri multiple pe toate dimensiunile. Pe de o parte, ce înseamnă investiții în eficiență energetică? Asta nu înseamnă altceva, bun, nu toate, dar în mare parte asta sunt lucrări de construcții. În mare parte asta înseamnă sunt oameni locali care primesc salariu aici, care sunt plătiți pentru a face un lucru și în urma acestui lucru, efort făcut, plătiți salarii plătite, consum acoperit, crește pe de-o parte valoarea adăugată în țară, iar pe de altă parte scade importul de resurse. Ceea ce înseamnă că valoarea adăugată rămasă în țară, PIB-ul rămas, crește datorită la doi factori concomitent. Și una din cele mai mari probleme de ce asta la noi nu prea a funcționat, bun, sunt multe, nu voi mai referi la toate, dar una dintre însele era finanțarea. Din păcate, pe piața financiară, pe piața bancară în Republica Moldova, nu prea există produse tipizate sau specifice, adaptate la necesitățile investiționale în domeniul eficienței energetice. La ce mă refer în primul rând? Mă refer în primul rând la faptul că în mod normal orice investiție în eficiență energetică ea se răscumpără. Deci asta e ca și investiția, nu știu, într-o unealtă de producție. Deci ea îți generează ții bani. Mai bine zis, economii, deci îți scade ții facturile. Acum, e evident, ca și orice investiții sau ca și orice business, ca și orice investiții, ea are anumite ciclicitate. Tu trebuie mai întâi să bagi banii, după asta începe a economisi. Și este o perioadă în care tu, în funcție de cât economisești, îți recuperezi această investiție făcută. Păi iată, banii care la noi erau disponibili pentru a investi în clădiri, nu se potrivesc ca și termen cu termen de recuperare a investițiilor. Spre exemplu, o investiție în izolarea termică a clădirii se recuperează, bun, admitem, în vreo 10 ani. Depinde de clădiri, depinde de mulți factori, dar admitem că se recuperează în vreo 10 ani. Asta înseamnă, ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă tu iei un credit ca să-ți faci izolarea la clădire și creditul ăsta tu l-ai pe numai pe 5 ani sau pe 3 ani, asta înseamnă că tu, din start, ar trebui să plătești cu mult mai mult decât plăteai până acum factura, să plătești creditul, și de abia peste vreo 3-4 ani, când ai terminat de plătit creditul cu dobândă, tu ai să începe să-mi ții economiile. Dar la prima etapă, tu plătești mai mult decât plăteai. În realitate, lucrul ăsta nu este rațional și nu este adecvat, pentru că orice investiție de genul ăsta într-o clădire este o investiție în capitalizarea, ea capitalizează clădirea. Ea crește valoarea clădirii, ea scade costurile de întreținere a clădirii, ea cumva prin însăși natura investiției înseamnă că valoarea acestei clădiri va crește. Și asta în mod normal
trebuie finanțat sau trebuie să aibă aceeași abordare atunci când e vorba de finanțare ca și orice credit ipotecar. Deci tu când îți cumperi casă, tu ca și gaj și pui. Bun, tu nu iei tot suma, banca niciodată nu-ți dă tot suma, tu pui o contribuție proprie, dar ca și gaj și lași tu ca gaj. Însăși bunul imobil procurat. Deci tu procuri o casă și tu lași băncii în, spunem, garanții propriu zis casă. De ce nu se poate fi făcut în felul ăsta de finanțat produse de, deci investiții în eficiență energetică? Pentru că, în mod normal, este exact aceeași logică. De ce tu nu poți să-ți rambursezi investițiile în eficiență energetică a clădirii nu în 5 ani, dar în 15 ani, în 20 de ani? Cât de fapt se recuperează această investiție? Dacă tu ai să-i șeri omului să-ți rambursezi o investiție care se recuperează financiar în 10 ani, să-i o rambursezi în 3 ani, sigur că asta e un stres financiar mare. De asta, pentru a soluționa această problemă, noi am venit cu un mecanism de subvenționare. La prima etapă este mecanismul pur de subvenționare. Și aici detalii vă da Ion, în care guvernul vine să spună în felul următor. Deci cine vrea să investească în creșterea performanței energetice a propriei locuințe, poate beneficia de un grant de partea guvernului. Deci până la 70-90%. Până la. De ce? Pentru că, și de ce există limita asta? Pentru că noi conștientizăm că noi va trebui să alocăm pentru asta mijloace de grant. Deci asta e un ban care tu odată l-ai dat și mai departe economiile sunt pe partea consumatorului. Deci guvernul cu chestia asta nu mai are nimic. Spre deosebire de clădirile publice. Acolo e cu totul alt mecanism. Și atunci, ce facem noi aici? Noi creăm un mecanism de subvenționare a consumatorilor pentru investițiile pe care ei le fac în domeniul eficienței energetice a propriei clădiri, în performanța energetică a propriei clădiri. Asta este acest mecanism financiar este menit să declanșeze investițiile. Pe parcurs, pe măsură ce vom vedea că aceste investiții se recuperează, vor fi suficiente cazuri unde lumea va vedea, va putea să convingă că dacă investești, nu știu, 100.000 de lei, atunci economia anuală constituie aproximativ atâta bani, etc., 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 după ce apare această, cum să-i spun, experiență și aceste cunoștință, eu cred că treptat noi vom trece la alt model de finanțare și alt model de funcționare a subvențiilor în acest domeniu. Și asta înseamnă că va trebui ca, deci, consumatorul să achite adică mai, o componentă mai mare să fie componentă de credit, iar statul să vină nu cu granturi cum acum, 70, 80, 90%, dar să vină cu instrumente care ieftinesc creditele și care le garantează. Garanții de portofoliu pentru credite, cum se numesc ele încă, în afară de garanții, ce sunt? Ne mai gândeam și la subvenționarea ratei dobânzii pentru creditele respective. Deci cam ceea ce face acum ODA cu business-ul, dar să facem pentru gospodăriile casnice, pentru creditele legate de propriu-zis performanța energetică acestor clădiri. Logica este ca noi cu un ban pe care îl cheltuim de la stat, de la guvern, din buget, până la urmă chiar și banii care vin de la donatori, tot prin buget vin, să putem mobiliza mai mulți lei investiții private. Deci la moment se primește așa, că dacă noi dăm grant 70%, noi trebuie să dăm 2 lei din buget ca să mobilizăm o investiție privată de 1 leu. În realitate, treptat, noi trebuie să trecem la mecanisme care ne permit cu, nu știu, un leu de la buget să mobilizăm 5 lei privați. Pentru asta trebuie mecanismele creditare revăzute, trebuie multe, multe alte chestii să se întâmple pe parcurs. La moment, scopul acestui exercițiu, scopul acestui proiect, scopul acestui fond este să declanșeze, procesul și să vedem primele cazuri realizate, să vedem primele succese făcute și să putem să arătăm oamenilor ce îi așteaptă pe ei
dacă noi avansăm mai departe pe dimensiunea de integrare europeană. Pentru că în esență asta este. Deci noi avem o deschidere fără precedent a Uniunii Europene să ne sprijine pe investiții în domeniul eficienței energetice și eu cred că noi am face o mare, mare crimă dacă nu am accepta să investim în eficiența energetică a clădirilor decât să investim sau să cedăm politic pentru a obține un preț mai bun la gaz, care în orice moment se poate termina. Așa că, ca și ofertă, eu cred că ceea ce facem noi acum, scopul nostru principal este să demonstrăm că acest model de reducere a facturilor, nu prin populism tarifar, nu prin faptul că trebuie să te duci să te închini la Moscova, etc., etc., dar prin însăși faptul că tu îți raționalizezi consumul, este un mecanism, pe de o parte, eficient, pe de altă parte, rațional și din toate punctele de vedere mai benefic decât ceea ce ne propun ca alternativă. Cam aici mă opresc și o să-l rog pe Ion deja să meargă în detalii pe program. Mersi, domnul ministru. Eu am să parcurg prezentarea pe care am pregătit-o, după care o să vin cu, da, o să discutăm pe întrebări specifice. Vreau să încep cu faptul că noi, de fapt, am început în anul trecut, practic un an de zile a fost necesar ca să ajustăm cadrul legal, ca să fie creată o instituție care să poată administra un asemenea program de finanțare. Când vorbim de fondul de eficiență energetică, de fapt, ne referim la un program de finanțare, ca o linie de buget și nu neapărat o instituție. Acest program de finanțare este implementat de către Centrul Național pentru Energie Durabilă, care a fost creat prin reorganizarea Agenției pentru Eficiență Energetică începând cu 1 ianuarie, fiind deja Centrul Național pentru Energie Durabilă. Centrul, pe lângă faptul că s-a reorganizat, nu s-a schimbat doar denumirea, deci s-a reorganizat la nivel de guvernanță, mecanismele decizionale sunt total diferite față de ceea ce era anterior într-o autoritate administrativă, deciziile de finanțare sunt luate de către un consiliu independent, de către un comitet de finanțare și risc independent, de experți independenți care includ, includ doi experți delegați susținuți de către parteneri de dezvoltare, pe când consiliul instituției doar ia decizii, aprobă manualele operaționale, produsele de finanțare, aspectele strategice de dezvoltare ale instituției. Și noi am pornit practic la 1 ianuarie cu în paralel, de fapt, lucram la dezvoltarea cadrului regulatoriu, programul de finanțare și alte documente necesare, mecanismul de finanțare al acestui program. În situația în care noi am început practic cu 14 oameni la agenție, după reorganizare, noi am reușit să ajungem la 30. În state anterior trebuiau să fie 24, erau doar 14, practic, la sfârșitul anului și am reușit atât acum să ajungem la 30 de oameni angajați, care ne permite să avansăm rapid pe mai multe procese legate de implementarea programului. Acum, deci, instituția rămâne în subordinea Ministerului Energiei, aceeași competență de implementare a politicii statului în domeniul eficienței energetice și regenerabilor, doar că are clar componenta de finanțare și implementarea programelor de eficiență energetică în sectorul rezidențial la etapa respectivă. Pe lângă programul Fondului de Eficiență Energetică, vreau să menționez că ca și programe care urmează să fie implementate de centru este programul EcoVoucher. Am avut ocazie să organizăm tot un eveniment cu presă sau un club de presă anterior pe programul EcoVoucher, care săptămâna viitoare sperăm să fie aprobat de către guvern ca program național și implementat începând cu acest an. Deci Fondul de Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, mai este un program implementat cu UNIDO pe partea de startup-uri, stimularea startup-urilor și, nu știu dacă se vede bine, sper că se vede, și un program dedicat sectorului public, ce spunea domnul ministru, de a dezvolta un mecanism sustenabil de finanțare prin care economiile de energie să permită recuperarea investițiilor în asemenea programe. Acum, revenind la Fondul de Eficiență Energetică în sectorul rezidențial, acesta este un program de finanțare, cum am menționat, program aprobat la 10 aprilie de către guvern. Programul de finanțare prevede 1,4 miliarde de lei buget pentru următorii 3 ani de zile, până la sfârșitul anului 2027. Din acești bani, aproximativ jumătate, vin din mecanismul de obligație, un program aprobat de către guvern, care la început, începând cu 1 ianuarie, din tarif, în tarif la energie electrică este introdus un bănuț sau se deduce un bănuț care
vine în bugetul instituției noastre pentru a implementa programul de finanțare a fondului de eficiență energetică în sectorul rezidențial, echivalentul la un bănuț kilowattoră și la gaze naturale, energie termică și așa mai departe. Deci acest mecanism permite acumularea în buget aproximativ 12 milioane de euro anual, bani care nu sunt foarte mulți, dar ne ajută foarte mult în a atrage finanțare din partea partenerilor sau în discuțiile cu partenerii. Acest mecanism ne ajută să atragem finanțare, fiindcă anterior ce se întâmpla, să identifici un partener de dezvoltare care să finanțeze proiecte, programe pe un termen mai lung, era complicat, fiindcă nu era certitudinea disponibilității banilor pentru anii următori din partea guvernului sau din partea statului. Acum, acest program oferă predictibilitate ce se va întâmpla în următorii ani de zile, unu, pentru partenerii de dezvoltare și, doi, foarte important pentru piață. Una din vulnerabilitățile pe care le anticipăm este interesul pieței a companiilor de construcții ca să participe la licitații, să implementeze aceste lucrări. Ori, într-o situație în care piața de construcții cumva nu este foarte dezvoltată în Republica Moldova, venim noi cu o cerere mare de lucrări, companiile au nevoie de ceva timp ca să-și ajusteze strategia de afaceri și respectiv înțelege foarte bine că avem nevoie de o perioadă mai îndelungată. Și iată, acest program conferă careva certitudine și predictibilitate ce se va întâmpla următorii ani de zile ca aceste companii să se orienteze, să-și dezvolte strategiile de afaceri pe acest segment. Programul stabilește niște obiective specifice, atingerea, deci reabilitarea energetică a locuinților cu o suprafață totală de aproape jumătate, de aproximativ jumătate de milion metri pătrați și atingerea unui anumit nivel de economii în sectorul de clădiri rezidențiale. Mai sunt niște indicatori, jumătate din beneficiarii programul de finanțare trebuie să fie din categoria neutralitate energetică și aici facem conexiunea cu Fondul de Reducere a Neutralității Energetice și mecanismul care este implementat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 75% din beneficiari trebuie să fie să vină din blocuri locative, deci să fie beneficiari care locuiesc în blocuri locative multietajate. 25% minim, deci restul 25% trebuie să fie case individuale. Așa. Despre buget, spuneam că ca sursă de finanțare 12 milioane este schema de obligații, mecanismul de obligații în domeniul eficienței energetice, care este funcțional de la 1 ianuarie și anticipăm încă cam atâta, da, alte 12 milioane de euro anual să fie obținuți din partea partenerilor de dezvoltare. Și aici deja avem pentru anul viitor, eu cred că o să depășim cu mult, nu pot spune cu mult, dar vom depăși suma de 12 milioane de euro din partea partenerilor de dezvoltare. Prin faptul că deja este un program care noi l-am consultat cu ei, l-am lansat, o să explic acum și la ce etapă suntem. A treia sursă de finanțare este Fondul de Reducere a Rentabilității Energetice, care vine să acopere contribuția, o parte din contribuția beneficiarilor care sunt vulnerabili din punct de vedere energetic și în special în sectorul de clădiri multe etajate, în blocurile rezidențiale, înțelege foarte bine că pentru a reabilita energetic un bloc locativ, ai nevoie de decizia majorității, de decizia adunării generale. Și acolo, această decizie poate fi blocată, efectiv, de persoane care nu au capacitate de plată. Și iată, aceste persoane, de cele mai multe ori, sunt vulnerabile din punct de vedere energetic sau, în cea mai mare parte, vulnerabile din punct de vedere energetic. Prin urmare, aceste persoane vor beneficia suplimentar contribuția lor, pe lângă contribuție vor mai beneficia de o alocație care va veni anume din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice. Și noi estimăm, deci urmează să vedem cât o să fie alocat, dar pentru anul 2025 încă 5 milioane de euro dedicat acestei categorii de beneficiari și tot 5 milioane pentru 2026. Implementarea programului se realizează prin intermediul produselor de finanțare. Un produs de finanțare prevede cerințe și condiții de finanțare specifice unui anumit grup țintă. De exemplu, un produs de finanțare este dedicat pentru asociații de locatari, alt produs de finanțare este dedicat caselor individuale din categoria extremă de vulnerabilitate energetică și al treilea produs de finanțare la care lucrăm este dedicat caselor individuale obișnuite.
Diferența între ele este, pe lângă condițiile de finanțare, este, reprezintă și modalitatea de implementare, de identificare a beneficiarilor, modalitatea, tipul și tipul măsurilor care sunt eligibile pentru fiecare categorie. Și am să vin cu detalii pentru pe fiecare produs de finanțare. Asociații locatari, deci beneficiați de un produs de finanțare, sunt cei mai mari potențiali beneficiari ai fondului. După cum am spus, 75% din bugetul fondului trebuie să meargă pentru asociații locatari. Din acestea, cel puțin jumătate trebuie să fie conectate la blocuri locative, să fie conectate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. În cazul asociației de locatari, finanțarea se face 70% din bugetul fondului, 30% este contribuția proprietarilor de apartamente, proporțional cotei părți pe care o au în condominiu, în funcție de suprafața apartamentului pe care o au proprietarii. Acum, dacă în rândul proprietarilor de apartamente sunt persoane care au o categorie de vulnerabilitate energetică, în funcție de categorie de vulnerabilitate energetică, se va aloca resurse suplimentare care variază între 15% și 90% din valoarea contribuțiilor. Dacă ei trebuie să contribuie cu 30% și mai au un grad de vulnerabilitate energetică, atunci se calculează încă o alocație în proporție de 15-90% pentru a beneficia ca să fie redusă acea contribuție. Pentru al doilea produs de finanțare este dedicat gospodărilor casnice individuale care sunt din categoria de vulnerabilitate energetică extremă. Această categorie a fost identificată ținând cont de faptul că înțelegem dificultățile și eventual problemele cu care le întâmpină ei în implementarea acestor proiecte. Da? Și în cazul asociației locatari și în cazul acestui produs de finanțare dedicat caselor individuale, din categoria extremă de vulnerabilitate energetică, contractarea serviciilor de audit energetic, proiectare și lucrări se va realiza prin intermediul Centrului Național pentru Energie Durabilă. Deci noi vom lansa licitații și deja am lansat licitații pentru audit, pentru proiectare, pentru lucrări. Și anume din considerentul că înțelegem că ei sunt, majoritatea din ei nu au capacitatea de a gestiona aceste procese, noi vom contracta aceste servicii și vom monitoriza, vom implementa aceste proiecte până la capăt. În acest caz, deci în cazul asociațiilor de locatari, identificarea se face prin apeluri de proiecte, apeluri de punere a aplicațiilor. Noi am petrecut deja două apeluri. Unul a fost petrecut la sfârșitul anului trecut, al doilea s-a încheiat pe 29 mai, al doilea apel. Respectiv avem 25 de asociații de locatari care au beneficiat deja de audit energetic în 2024, la începutul anului, și alte 38 de asociații de locatari vor beneficia de audit energetic în următoarele luni de zile. Noi am lansat licitația și în parteneriat cu GIZ am lansat licitația pentru 10 GIZ, licitația pentru audit energetic, și 28 vor fi contractate de către Centrul Național pentru Energie Durabilă. În cazul gospodărilor casnice, le-am identificat prin intermediul sistemului informațional de vulnerabilitate energetică, unde avem toate criteriile de vulnerabilitate energetică, numărul de membri în familie, avem situația socială privind numărul persoanelor cu nevoi speciale, numărul de membri în familie care sunt minori, situația privind prezența în familia persoanelor în etate, în pensionari și așa mai departe. Și având aceste criterii, aceste informații, noi am identificat gospodările casnice în profil teritorial care ar fi prioritare. Deci am stabilit aceste criterii și partajarea între beneficiari, între gospodările casnice, s-a făcut în funcție de numărul de membri în familie. Preponderent numărul de copii în familie. Acolo unde au fost familii cu mai mulți copii, au avut prioritate. Deci, într-un raion, de exemplu, noi dacă trebuie să identificăm 10 familii, 10 gospodării casnice care să beneficieze de finanțare pentru produsul 2, atunci, dar avem 12, avem 2, 3 familii care au aceeași, corespund tuturor criteriilor, inclusiv după numărul de copii, atunci noi dăm preferință sau prioritate gospodării casnice care are un consum de energie mai mare. Da? Acestea sunt criteriile care au fost aprobate de către Consiliu și ele se aplică în identificarea beneficiarilor. Acești beneficiari
sunt vizitați, deci peste 100 și ceva de gospodării casnice au fost vizitate pentru a verifica corespunderea criteriilor cu situația reală în teren și lista acestor beneficiari va fi propusă spre aprobare către Comitetul de Finanțare și Risc. Spuneam că este un comitet care ia decizii independente pe partea de finanțare. Imediat ce sunt aprobate aceste gospodării, deja se va trece la etapa de audit energetic, proiect tehnic de execuție și construcții. Al treilea, și după cum spuneam, în cazul lor vor beneficia de 50% de grant din partea fondului și plus 40% din contribuția lor din fondul de resurse a voluntății energetice. Respectiv, în final, ei vor achita practic 90% din 5% din valoarea la tot proiectul sau 5% din valoarea la tot proiectul. Al treilea produs de finanțare este destinat pentru gospodării individuale obișnuite, toate casele obișnuite care vor să implementeze măsuri de eficiență energetică vor putea depune cereri de finanțare și la acesta suntem cel mai întârziat la moment sau încă nu am avansat prea mult, deoarece ne-am focusat pe primele două. Pe primele două, după cum am spus, deja suntem avansați cu licitații pe audit energetice, curând pe proiectare. Dar în cazul celor de al treilea produs de finanțare, înțelegem foarte bine că va fi o cerere foarte mare din partea populației și toți așteaptă. Respectiv, noi am avut opțiunea să lansăm programul, să lansăm produsul de finanțare mai rapid, cu riscul ca să fim blocați de activitate din cauza unui număr foarte mare de cereri. Fiindcă asta presupune, practic, să recepționezi toate cererile la birou, să vină oamenii să le răspunzi la întrebări, să le verifici dosarul și așa mai departe. Noi dorim să le dezvoltăm un sistem informațional prin care și lucrăm deja la termenii de referință și urmează să fie lansat licitația pentru o companie care să dezvolte un sistem informațional prin care beneficiarii să poată depune singur aplicația de finanțare, aplicația, dosarul să fie evaluat automatizat de către sistemul informațional, cu reducerea la cât se poate de mult a implica factorul uman în procesul decizional și ulterior deja să fie, deci în funcție de rezultate, să fie procesate informațiile, dosarele, depuse spre examinare către Comitetul de Finanțare și Risc. Imediat ce s-a aprobat, noi semnăm contracte cu gospodările casnice. Gospodările casnice contractează servicii de audit energetic, contractează lucrări. Noi monitorizăm calitatea pe toate procesele, la toate etapele și ulterior vom debursa 50% din valoarea din costul lucrărilor de reabilitare energetică și inclusiv costul pentru audit energetic și eventual proiectare. Respectiv, prin faptul că tot procesul se va întâmpla sau procesul de aplicare se va întâmpla într-un sistem informațional, noi vom avea posibilitatea să procesăm, să acceptăm foarte multe cereri de finanțare, comparativ cu situația când noi va trebui să facem lucrul ăsta manual. Și iată, pentru dezvoltarea sistemului informațional beneficiem de suportul GIZ în acest sens și ne propunem ca acest an să fie operațională platformă, până la sfârșitul anului să fie dezvoltată platforma, ca la începutul anului viitor să putem lansa al treilea produs de finanțare destinat pentru toate gospodările casnice. Și în cazul lor, după cum spuneam, 50% se va acoperi din bugetul Fondului de Eficiență Energetică în Sectorul Rezidențial, din bugetul acestui program, plus cei care vor avea un grad de neutralitate energetică se va oferi o alocație suplimentară în funcție de gradul de neutralitate energetică, care variază, după cum am spus, între 15% și 90%. Ca și mecanism de finanțare, spuneam că sunt trei surse, granturi, dacă se cuplăm toate resursele, atât pentru sectorul rezidențial individual și blocuri multietajate, ar ieși că 33% ar trebui să fie cam resursele care vin din mecanismul de obligații, 33% din contribuția beneficiarilor și 33% grant donații de la parteneri. În cazul contribuției beneficiarilor, aceasta poate veni din fondul de rezervă al asociațiilor de locatari și aici încurajăm ca asociații locatari să se organizeze, să poată crea acest fond, să colecteze deja bani pe care pot folosi ca și contribuții în implementarea programului. Ori împrumutul, iau un împrumut de la bancă pentru a acoperi contribuția lor, ori
sau contribui efectiv din buzunar propriu, în conformitate cu decizia, cum decid ei pe intern în cadrul adunării generale, decid, de exemplu, să includă o taxă de 10 lei pe metru pătrat lunar ca să acumuleze o anumită sumă care să fie suficientă pentru a acoperi contribuția lor la program. Acum, ca și etape, am spus că pentru asociații locatari se lansează apeluri prin care asociațiile depun dosare. Două apeluri au fost deja desfășurate. În cadrul apelurilor, deci, se depun informații cu privire la starea clădirii, situația financiară a asociației, experiența în implementarea unor proiecte investiționale sau implementarea unor lucrări efectiv în cadrul asociației, în cadrul condominiului, și criterii de eligibilitate, cum ar fi să existe ca asociația să fie organizată conform prevederilor legii cu privire la condominiu, să fie asociație de proprietari în condominiu, asta este important. La fel, să atragem atenție la disciplina de plată a facturilor, la fel se atrage atenție la, se ia în considerație conectarea la sistem centralizat și în funcție de toate aceste criterii se oferă un anumit punctaj pentru fiecare asociație locatare, pentru fiecare aplicant. În final, asociațiile care iau cel mai mare punctaj, practic, sunt propuse spre aprobare către Comitetul de Finanțare și Risc. În ambele apeluri au fost acceptate toate asociațiile care au corespuns criteriilor, indiferent de punctajul care l-au obținut. Deci nu a fost problemă că să fie, nu fie propus spre finanțare spre etapa de audit energetic cu asociații care au acumulat un punctaj mic. Mersi. Deci una din, da, relativ noi, una din cerință și urmează o serie de criterii pentru identificarea asociațiilor locatari. La prima etapă se dă prioritate pentru asociațiile care, condominiile care au blocuri vechi date în exploatare până în 2005, fiindcă din 2005 deja au început să se aplice izolare termică la învelopa clădirii, dar indiferent care este sursa de agent termic, oricum sunt eligibile. Noi încă nu avem atât de multe asociații, atât de multe cereri de finanțare ca să triem, să separăm, să ajungem la cel, să atingem acel indicator ca cel puțin 50% să fie conectate la sistem centralizat. Deci încă urmează, dar ele sunt absolut eligibile și pot depune cereri spre finanțare, inclusiv spre modernizarea sistemului de încălzire. Și avem situații unde asociațiile solicită instalarea colectoarelor solare și cuplarea cu sistemul de încălzire pe care îl au la nivel de bloc. Așa, deci, după cum am spus, se evaluează dosarele care s-au depus, se propună spre aprobare Comitetului de Finanțare și Risc, se examinează dacă corespund tuturor criteriilor, după care asociațiile se informează că sunt beneficiari de audit energetic și noi lansăm contractarea serviciilor de audit energetic. Și iată, aici spuneam că GIZ a lansat licitația pentru 10 blocuri, noi am lansat pentru 10 condominii și aici, ca să fie claritate, când vorbim despre blocuri, asociații, avem în vedere condominiu, fiindcă auditul se face la un condominiu, beneficiar este un condominiu. Asociația este entitate juridică, dar condominiul este proprietatea comună. E vorba de clădire, sistem de iluminat, curte și așa mai departe. Și noi, deci, am lansat licitația pentru audit energetic la 28 de condominii. Acum, după auditul energetic, urmează să avem ședință, deci noi transmitem la asociațiile de locatari, transmitem rapoartele de audit energetic, organizăm ședință cu ei unde explicăm rezultatele auditului energetic, care de fapt constă în informații ce măsuri pot fi implementate, cât costă acestea și care este durata de recuperare a investiției pe fiecare tip de măsură, ca ei să poată decide pe intern, în baza cifrelor de raportul de audit energetic, să poată decide ce măsuri sunt implementate. La etapa actuală, noi mergem pe abordarea de a accepta spre finanțare și asociații care vin cu măsuri unitare, adică cu măsuri ori numai cu pereții, izolarea termică, ori schimbarea geamurilor, ținând cont de faptul că suntem la început și vrem să ajungem la cel nivel când este cererea foarte mare. Ulterior, probabil că se va revizui acest aspect și se va pune ca și condiție reabilitarea energetică a blocului integral.
dar este un aspect la care o să revenim. Deși avem la moment asociații care doresc să se reabiliteze integral anvelopa clădirii, blocul în care locuiesc, cu toate măsurile. Deci, după ce se prezintă, după ce se discută în cadrul adunării generale și asociația decide că, iată, implementăm măsurile respective, al doilea aspect care trebuie decis este achitarea contribuției, cofinanțarea proiectului și al treilea, sursa de unde iau bani pentru finanțare. Fie că e vorba de fondul rezervă, atunci trebuie să fie clar scris că pe lună se include 5 lei pe metru pătrat în factură sau se ia un împrumut de la bancă în limita respectivă și se inițiază procedurile. Acest proces verbal este temei deja asociația cu acest proces verbal și încă câteva documente care se bazează practic pe informațiile sau pe documentele inițiale prezentate la cererea pentru audit energetic, depune cererea de finanțare și noi lansăm licitația pentru proiectare. Se semnează un anticontract prin care ei se angajează să ulterior să semneze un contract pe noi cu finanțarea, iar noi ne asumăm angajamentul să lansăm licitația pentru a contracta servicii de proiectare. În timp, auditul poate dureze 2-3 luni de zile, procesul decizional în asociație poate dureze o lună, 2-3-4. Proiectul tehnic de execuție, serviciile de proiectare poate dureze 3-4 luni de zile. După asta, după ce avem proiectul tehnic de execuție, noi avem deja un preț mai exact, niște costuri mai exacte ale lucrărilor care urmează să fie executate la condominiul respectiv. Se semnează contractul de finanțare în care se fixează suma contractului, se fixează care este contribuția. În funcție de contribuție, deci asociația are un anumit termen pentru achitarea, pentru a confirma disponibilitatea contribuției. Contribuția la etapa inițială, deci este 30%, contribuția totală este divizată în 30% la etapa de semnarea contractului de finanțare. Ulterior, 30% la etapa de după ce se finalizează lucrările și 40% după 2 ani de zile de realizarea lucrărilor, fiindcă 2 ani de zile sunt garanția de bună execuție, când noi verificăm calitatea lucrărilor și dacă calitatea lucrărilor s-a demonstrat a fi una bună, se achită acea garanție de bună execuție către companie. Dacă nu, atunci ea se reține și nu se achită. Un aspect specific, da, care va fi aplicat pentru apelul numărul 2 și în continuare, constă în faptul că pentru elaborarea proiectului tehnic de execuție, asociația va trebui să achite 10% din serviciile de proiectare. 10% din serviciile de proiectare pentru a ne asigura că noi cheltuielile pe care le efectuăm pentru auditul, pentru proiectul tehnic de execuție vor fi ulterior valorificate. Și ulterior, aceste 10% vor fi luate în considerație în cele 30%, primele 30% care se vor calcula pentru a iniția implementarea proiectului. Acum, revin înapoi, deci s-a elaborat proiectul tehnic de execuție, cunoaștem care este suma, solicităm asociația să achite contribuția lor primele 30% minus 10% din serviciile de proiectare care au fost achitate anterior și lansăm licitația pentru companiile de construcții. Deci, cum au intrat banii pe contul nostru prima contribuție de 30%, noi lansăm licitația pentru lucrări. Licitația poate dureze în funcție de mărimea proiectului și de valoarea proiectului, în primul rând, poate dureze o lună, chiar și două, după care se semnează contractul cu compania de execuție și se procede la implementare. Implementarea, perioada de implementare este specificată în proiectul tehnic de execuție, proiectanții vin cu un calendar de implementare, astfel încât dacă, de exemplu, este nimerește în perioada de iarnă, proiectanții pot veni cu propuneri ce măsuri pot fi implementate pe perioada rece și ce măsuri pot fi implementate ulterior. Da? Calendarul propun ei și respectiv se procede la implementare. Noi din partea noastră venim cu experții care monitorizează calitatea lucrărilor, verific la fiecare etapă de lucrări sau de atunci când sunt procurate materialele, când sunt implementate măsurile, se verifică ca să se asigure calitatea și ulterior deja la recepția finală se constată
că lucrările au fost executate conform proiectului. Beneficiarii în asociația trebuie să achite celelalte 30% în decurs de 10 zile de la semnarea actului de finalizare a lucrărilor. Și ulterior, după cum am spus, peste 2 ani de zile se achită celelalte 40%. Cam acestea sunt etapele și parcursul întregului proces, da, prin care trebuie să treacă o asociație proprietară în condominiu. În partea noastră, noi avem un centru de informare, o linie verde la care beneficiarii deja apelează și primesc asistență, deci pe parcurs este oferită asistență consultativă pe partea de implementare, asistență tehnică, astfel încât proiectul să fie implementat conform prevederilor programului de finanțare. Așa, aici criteriile de identificare. Am menționat, de fapt, pe parcursul prezentării, care sunt criteriile de identificare a proprietarilor, a beneficiarilor pentru produsele de finanțare. Aș vrea să mă opresc la măsurile de eficiență energetică care sunt eligibile spre finanțare. Desigur, aici, în primul rând, se acordă atenție măsurilor care contribuie la reducerea facturii la energie termică, fiindcă înțelegem că într-o gospodărie casnică, fie că e vorba de gospodărie casnică, o casă la sol sau un bloc locativ multietajat, cea mai mare parte, pondere în cheltuielile în factor la energie, are energie termică, respectiv dăm prioritate la măsurile care urmează să reducă cheltuielile pentru energie termică, pentru agentul termic. Și aici e vorba de izolarea termică a pereților, acoperișului, subsolului, schimbarea geamurilor din locurile de uz comun. Geamurile la apartamente se înlocuiesc doar cu condiția că se înlocuiesc la toți, altfel individual se recomandă și se discută cu proprietarii de apartamente ca individual să le schimbe dacă sunt 10-20% care nu au reușit să le schimbe, pentru a evita ca după reabilitare energetică a fațadei, a învelopei clădirii, să se intervină la fațadă și se distrugă acele lucrări care au fost realizate. Pe partea de distribuție a agentului termic, deci se finanțează instalarea sistemelor de încălzire și alimentare cu agent termic și apă caldă menajeră. La fel se susține distribuția perizontală în cadrul blocurilor locative multietajate. Se finanțează instalarea pompelor de încălzire în condominii. Se finanțează stațiile de încărcare automobilor electrice după ce se finanțează măsurile de bază. Deci un condominiu care nu are implementat măsurile de bază de eficiență energetică nu este eligibil, o asociație nu este eligibilă pentru finanțare la sisteme fotovoltaice sau la stații de încărcare automobilor electrice. Așa, modernizarea sistemului de iluminat din interior, modernizarea lifturilor pentru eficientizarea consumului de energie, la fel o măsură eligibilă. Așa. Deci pereților am menționat, lucrări de renovare și izolare termică a subsolului, am menționat geamurile exterioare din locuri de uz comun și parcă am parcurs toate măsurile care erau care sunt eligibile. Dar vreau să atrag atenția că pe site-ul nostru, Centrul Național pentru Energie Durabilă, cned.gov.md, la compartimentul FERM, Fondul de Eficiență Energetică în Sectorul Rezidențial, sunt plasate produsele de finanțare aprobate de către Comitetul de către Consiliu, avizat de Comitetul de Finanțare și Risc și aprobat de Consiliu, unde sunt descrise foarte, foarte detaliat toate procesele și toate aspectele pe care le-am menționat eu și condițiile de finanțare, da? Inclusiv cerințele față de măsurile care urmează să fie implementate, inclusiv condițiile, la ce etapă trebuie să fie achitate contribuțiile, la ce etapă, deci care este procesul de identificare a beneficiarilor, deci totul este detaliat în produsul de finanțare publicat pe pagina noastră. Am dezvoltat și un compartiment cu întrebări răspunsuri, da, cele mai frecvente întrebări care pot să apară către beneficiari. Și urmează să plasăm, sper,
în maxim 2 săptămâni și manualul operațional care descrie și mai detaliat aspectele în relațiile date între noi ca entitate contractată și companie de construcție și beneficiari. El este un document mai mult intern, da, dar este util și pentru beneficiari, respectiv el va fi la fel publicat pe pagina centrului. Cam aici aș vrea să mă opresc, eventual, dacă sunt întrebări, aș vrea să alocăm mai mult timp pentru discuție. Mersi pentru întrebare. În cazul asociației locatari nu există un plafon, deoarece înțelegem că sunt asociații locatari care sunt condominii care sunt compuse din 4 apartamente și 1000 de apartamente, da? Respectiv nu putem, și la etapa dată nu stabilim careva cerințele față de plafonul de investiții pentru asociații, dar sunt cerințe în ceea ce privește fezabilitatea financiară a măsurilor care se implementează. Respectiv, dacă sunt măsuri care se recuperează într-o perioadă foarte îndelungată de timp sau sunt măsuri care nu sunt fezabile de implementat, dedus această informație din auditele energetice, acestea nu sunt propuse spre implementare. La fel, ce e important să menționăm că din costul, deci din valoarea investițiilor, da, care se fac la un condominiu, până la 30% sunt admise cheltuieli care nu aduc direct economii de energie, dar sunt necesare a fi implementate pentru a proteja măsurile care aduc economii de energie. Și aici mă refer la măsuri precum sistemul de evacuare a apei de ploaie, măsuri de consolidare la fundație și alte măsuri care sunt necesare, anume din considerentul de a proteja măsurile de bază de eficiență energetică. În cazul caselor individuale, avem două abordări. Pentru casele cu categorie extrem de vulnerabilitate energetică, avem limitat ca și număr de măsuri care poate fi implementat, deci maxim 3 măsuri per gospodărie casnică extrem de punct de vedere energetic, dar pentru casele individuale obișnuite, da, care vor fi produs pentru care va fi lansat la începutul anului viitor, se va stabili un plafon de al costurilor, da? Fiindcă înțelegeți foarte bine că vor exista, posibil să existe tentații să crească costurile. Noi am făcut o analiză și am estimat care ar fi costurile specifice pentru izolarea la 1 m² de fațadă sau pentru instalarea unui 1 m² de geam și așa mai departe. Noi avem aceste repere, urmează să fie precizate într-un studiu care le elaborăm cu suportul GIZ, într-un studiu de piață mai detaliat, ca să putem veni pentru fiecare, pe lângă măsuri și toate opțiunile care ar fi, de exemplu, grosime de 10 cm, de 20, de 15 cm la materialul termoizolant și așa mai departe, să venim cu o sumă plafon pentru gospodării casnică, astfel încât să ne asigurăm că nu se face abuz sau cheltuielile sunt obiective. Oricum, noi suntem în proces, deci vom fi partea procesului de la început până la capăt și vom monitoriza. În cazul în care se vor propune spre implementare unor măsuri sau unele materiale căror cost este exagerat, noi vom sesiza lucrul ăsta din start și nu va fi acceptată plata pentru acele costuri care sunt peste plafonul care a fost stabilit. Da, deci abordarea, mersi pentru întrebare, abordarea este diferită în funcție de beneficiar, fiindcă fiecare produs de finanțare vine cu condițiile de finanțare diferit. Pentru asociații de locatari, după cum am spus, 30% este contribuția beneficiarilor. Noi am făcut niște estimări, dar acestea sunt niște cifre care nu aș vrea să fie luate ca reper, fiindcă ele trebuie calculate individual pentru fiecare asociație locatari, fiecare condominiu. Deci, conform estimărilor care le-am făcut noi, în baza informațiilor care le avem la moment, undeva pentru asociații, pentru un condominiu, ar ieși că beneficiarii, proprietarii de apartamente, ar trebui să contribuie în final, în mediu, cu aproximativ 15% din valoarea la toată investiția.
adică 30% contribuția lor, pe urmă de acolo deducem alocațiile și are și în mediu 15%. Doar că acestea trebuie calculate individual pentru fiecare bloc în parte. Acum, acești 15%, practic, se recuperează, această investiție ar trebui să se recupereze în funcție de cum evoluează și prețul la energie, dar ar trebui să se recupereze în 3, 4, maxim 5 ani de zile. Da? Aceasta ar fi o durată de recuperare a investiției. Acum, desigur că diferă foarte mult situația de la un bloc la altul. Ce măsuri se implementează, cât sunt de complexe și deseori suntem întrebați de către asociații locatari, dar dacă se vor crește costul proiectului după la etapa de implementare. Acest lucru este posibil în situația în care pe parcurs se identifică niște situații care nu au fost vizibile la etapa inițială. Și o să dau exemplu. Noi trebuie să facem, deci când se face proiectul tehnic de execuție, se face mai întâi expertiza tehnică a clădirii, care să ne spună ce măsuri, dacă clădirea este sănătoasă din privire a structurii de rezistență, nu sunt riscuri, de exemplu, dacă noi amplasăm greutate suplimentară pe fațadă, fie că e vorba de tencuială pentru dreptarea pereților, material termoizolant, iarăși tencuială de protecție și alte măsuri care se implementează, responsabilul, deci expertul tehnic trebuie să ne spună care sunt riscurile și dacă sunt anumite riscuri, ce măsuri trebuie de implementat pentru consolidare ca să putem implementa măsurile de eficiență energetică. Și iată, aici apar de obicei așa, în mod normal apar costuri suplimentare. Pe lângă izolarea termică sau măsura de bază de eficiență energetică, apar și măsuri care nu aduc economii de energie, dar cresc valoarea investiției, micșorează și cresc și durata de recuperare a investiției. Acum, în proces, când te apuci de lucru și începi să sepi temelii sau începi să cureți fațada, cade o bucată de tencuială, poate să apară alte probleme la clădire care trebuie rezolvate, da? Pot să mai apară niște fisuri care arată alte probleme structură de rezistență, fiindcă expertul tehnic face vizual, dar el nu poate să examineze atât de detaliat fiecare perete, fiecare centimetru pătrat de la acoperiș și așa mai departe, fiindcă asta însemna, de fapt, să dea jos tencuiala de pe fațadă și așa mai departe. Deci există riscul ca în procesul de implementare să apară alte volume de lucrări suplimentare care beneficiarul, în acest caz, ce se întâmplă? Deci, ele nu se acceptă din start. Compania sesizează problema dată, expertul din partea noastră, responsabilul tehnic, deci iese la fața locului, se verifică dacă acele volume suplimentare care s-au identificat sunt obiective și cu toți, împreună cu beneficiarul, compania de construcție și noi, se semnează un acord de ajustare a devizului de cheltuieli. Da? Pot fi situații când devizul se micșorează din cauza că se constată că nu sunt necesare anumite lucrări. Și, iată, din considerentul ăsta, pe parcursul implementării proiectului, acordul de finanțare sau contribuția beneficiarului poate să difiere de cea calculată inițial. Și aici e problema sensibilă, că la oameni le spui o cifră la început, dar la sfârșit este altă cifră și ei nu toți înțeleg că pe partea de construcție la o clădire veche care a fost delăsată, nu s-a făcut mentenanță 30, 40, 50 de ani de zile, când te apuci să faci lucrări, poate să apară sau de obicei apar diferite probleme care trebuie soluționate. Nu o să le lași sau pentru noi tot este important ca lucrările care se realizează să aibă o durabilitate de lungă în timp, da? Să crească durata de viață a clădirii cu minim 30 de ani de zile. Să nu fie necesar peste 5-7 ani de zile de iarăși de revenit și de reparat. Cu condiția că se întreține corespunzător. Și de aceea, când le spui la oameni că iată, aceasta este contribuția pe parcurs modifică, cumva percepția este diferită. Da? Și de aceea ce am vrut să menționez că pe parcurs contribuția beneficiarului se corectează în funcție de cum evoluează lucrurile. Noi am făcut o analiză și de unde am ajuns la contribuția asta de 30% și alocațiile între 15% și 90% din contribuție, anume din reșind din veniturile pe care le au populația și
costul facturilor la energie. Fiindcă, cu părere de rău, avem așa o categorie de oameni care de start spun nu și că e scump, fără ca să afle încă cât o să coste pe dânșii. Deci asta e cel mai tare mă miră, că de multe ori chestia asta se văd o punere din partea oamenilor, fără ca să asculte, să analizeze și să înțeleagă care o să fie, cât o să coste pe dânsul din buzunar, asta e una. Doi, să mai fac un mic exercițiu, să vadă în ce perioadă se recuperează investiția asta lui, fiindcă cu toți înțelegem că o asemenea investiție, în primul rând, duce la reducerea facturii la energie. Doi, crește semnificativ valoarea apartamentului până la urmă. Și e o chestie foarte interesantă, cei care înțeleg, reșind din prețurile care sunt pe piață, foarte tentant devine deja să participe într-un program de reabilitare energetică a clădirii, a cărui valoare va crește semnificativ. Practic, după implementarea programului, beneficiezi de un bloc de o clădire nouă, relativ nouă, da, cu costuri mult mai mici comparativ cu situația când ar trebui să procuri un apartament nou, un apartament nou, un bloc nou. Și oamenii care înțeleg, deci susțin acest lucru, dar ținând cont de, pot veni cu niște cifre, dar iarăși ele nu sunt, sunt foarte generale și pot să difiere de la un caz la altul, dar, de exemplu, pentru un apartament, hai să spunem, pentru un bloc locativ, am să dau altfel, în mediu pentru un bloc locativ noi am calculat aproximativ sub 10 milioane de lei investiția pentru reabilitare energetică complex. Acum trebuie de calculat din 10 milioane de lei contribuția 30% sau 15%, de fapt scoatem și alocațiile din total și se primește 150 de mii de lei repartizate la 1.500.000 de mii de lei repartizate la 70 de apartamente. Da? Așa au fost niște estimări pe care le-am făcut, dar care este problema? Noi la moment nu avem proiecte tehnice de execuție cu devizi de cheltuieli care să ne spună exact care este suma per bloc. Noi avem auditele energetice care vin cu niște estimări, dar estimările astea nu sunt neapărat cele care vor fi realitate, fiindcă, după cum am explicat, se face proiectul tehnic de execuție unde intră și expertiza tehnică și se identifică toate problemele, toate costurile necesare pentru a implementa un proiect pentru un bloc locativ. Dar contribuția asta pe apartament și în plus trebuie să văzut că sunt apartamente cu 30 de metri pătrați, cu 70, dar vreau ca aceste cifre să fie doar așa ca o impresie generală. În realitate se calculează pentru fiecare bloc în parte, fiindcă la un bloc poate să fie necesară intervenția la sistem de distribuție pe orizontal, poate să fie necesară schimbarea geamurilor la altul, poate să fie suficient doar izolare termică la fațada blocului și iarăși diferă de la un caz la altul. Скажите, а после 27-го года эта система субвенционирования будет действовать? Deci, după она 2000... вот на совсем уже установлена deci, или до 27-го года? Desigur că, deci, prioritatea guvernului, da, sau viziunea pe termen până în 2025 este reflectată și în strategia energetică a țării și în Planul Național pentru Energie, Integrat pentru Energie și Climă. Până în 2027 vor fi programul cu produsele, după cum am prezentat acum. După 2027, acesta va fi revizuit din perspectiva care a menționat-o domnul ministru, ca să ajustăm mecanismele de finanțare sau modelul de financiar să fie mai atractiv pentru sectorul privat, fiindcă noi ca stat înțelegem că nici într-o țară statul nu-și asumă responsabilitatea ca să reabiliteze, să contracteze servicii de reabilitare energetică pentru tot și să finanțeze tot. Deci, cam toți au început cu subvenționare, după care s-au ajuns la instrumente comerciale unde statul doar oferea niște garanții bancare sau compensa din rata din împrumut la bancă. Și noi am discutat practic cu toate agențiile, toate instituțiile care administrează fonduri la nivel regional, Estonia, mai aproape, Lituania, Ungaria, am discutat cu România, am discutat cu reprezentanți din Ucraina, deci cam am analizat toate experiențele din Bulgaria, unde, cât n-ar fi de straniu, în Bulgaria nu a funcționat 100% grant. Nu a funcționat, fiindcă au apărut alte probleme legate de displatele mijloacelor financiare, angajamente care n-au fost asumate și multe, multe alte probleme.
din discuțiile pe care le-am avut, noi cel puțin suntem convinși că modelul actual de finanțare este, pentru început, este cel mai bun, dar ulterior se va reduce, foarte probabil că se va reduce componenta de grant, așa cum s-a întâmplat practic în toate țările, ca să poată piața să poată să funcționeze și să creeze locurile de muncă, să funcționeze mecanismele financiare oferite către sectorul bancar. Какие-то прикидки делали, сколько вот за до 27 года жилищного фонда, какой объем жилищного фонда будет? Да. Pentru asociații de locatari, da. Pentru asociații de locatari, deci în total noi am estimat undeva 507.000 metri pătrați. Metri pătrați de spațiu locativ reabilitat. Deci 507.000 jumate de milion de metri pătrați reabilitați. Pentru din aceștia aproximativ ar trebui să fie 100 de blocuri locative, plus deja restul să fie case individuale. Avem stabilit undeva la dacă nu greșesc, aproximativ 380-400 pe următoare 3 ani de zile de gospodării casnici din categorie de vârstă energetică extremă și la 3-4 mii de beneficiari din categorie de case obișnuite simple. Trebuie achitat inițial sau eșalonat pe parcurs? Deci contribuția individuală pentru asociații de locatari se achită în 3 etape. Contribuția se repartizează, se divizează în, pe 3 etape, 30%, 30%, 40%. Prima 30% se achită când se semnează contractul cu compania, antreprenorul care să se execute lucrările. Alte 30% se achită după ce s-au implementat lucrările și restul 40% se achită după 2 ani de zile de la executarea lucrărilor. În cazul asociațiilor, în cazul caselor vulnerabile din punct de vedere energetic, cele 5% se achit la semnarea contractului cu compania de execuție și deja în cazul caselor simple, ei vor achita toate cheltuielile, vor executa din banii lor și după implementare vor depune cerere pentru debursare 50% plus deja alocația care se revine. Скажите, а вот эти инструмент, который предлагает ОДА, он касается только юрлиц, я так понимаю, да? И, то, что предлагает ОДА, касается компании. Эффективной компании именно, только юрлиц, да? То есть к вам не имеет отношения вообще? Ну, я только к сектору резиденциал. Сектор резиденциал, мультиэтажат и касса индивидуаль. Только жилищный фонд, да. Bun, atunci vă mulțumim foarte mult, sperăm că a fost utilă discuția și suntem deschiși pentru a veni cu răspunsul la întrebări, dacă le aveți, ne contactați telefonic, ne contactați prin e-mail, suntem destul de receptivi și mulțumim și GIZ pentru suportul oferit pentru organizarea acestui club de presă. Toate bune!